Hristos a înviat! Și acesta este motivul pentru care în această dimineață suntem adunați aici, pentru că într-o zi Cel ce a înviat ne-a adus și nouă o viață nouă, o condiție spirituală nouă și suntem aici în spirit de recunoștință să celebrăm faptul că El a înviat și ne-a transformat și avem siguranța faptului că într-o zi noi știm unde ne vom duce, în împărăția glorioasă a Domnului, dacă până la capăt vom rămâne în armonie cu voia sa, așa să ne ajute Domnul. Evanghelia după Ioan de la capitolul 20 este cuvântul biblic din care intenționez să citesc în această dimineață. Evanghelia după Ioan de la capitolul 20, pagina în Biblie 1053. În ziua din tâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis, au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru, și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Iisus trebuia să învieze din morți. Apoi, ucenicii s-au întors acasă. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. Și a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? El a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis, Marie! Ea s-a întors și a zis în evreiește, rabunii, adică învățătorule, nu mă ține, a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă suit la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Amin. Până și cuvântul Domnului, vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Dragii mei, ziua aceasta este o zi de mare sărbătoare. Creștini de pretutindeni aleg în mod diferențiat să se raporteze la maniera în care să celebreze momentul acesta al celebrării învierii Mântuitorului Hristos. Ați observat și dumneavoastră că sunt diferite categorii de oameni. Sunt oameni ceremoniali, cărora le plac foarte mult sărbătorile, sunt atenți la toate detaliile, îi musai să aibă cozonaci, îi musai să aibă ouă, dacă se poate și vopsite, îi musai să aibă drop de miel și eu știu tot felul de lucruri care să fie în acord cu contextul acesta de sărbătoare. Obligatoriu trebuie să meargă sâmbătă noaptea spre duminică să-și ia lumina și seara când treceam prin oraș am putut să observ singura dată în an, când în bisericile ortodoxe n-aveai loc să stai în biserică. Stăteau cu sutele la coz, străzile erau aglomerate, ba chiar poliția a închis anumite segmente de stradă, pentru că erau foarte mulți oameni doritori să ia
lumină. Mulțumim Domnului că noi am găsit lumina. Sau, din punct de vedere teologic, mai corect fiind spus, lumina ne-a găsit pe noi. Pentru că lumina este Iisus Hristos Domnul. Am observat și a doua categorie de oameni, oamenii cinici, care fac din această sărbătoare un subiect al distracțiilor, al petrecerilor, al grătarelor, al muzicii de ochiate și al desfrâului diferențiat. Și evident, există a treia categorie de oameni creștini asumați, care își însușesc această sărbătoare, o afirmă, o proclamă și se luptă să trăiască celebrând sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos în acord cu principiile Bibliei. Și mă rog din toată inima ca noi să fim această a treia categorie de oameni care să celebrăm Învierea Domnului Iisus Hristos în armonie cu principiile lui Dumnezeu, așa să ne ajute Domnul. Sigur că trăim într-o cultură în care din ce în ce mai mult se caută dovezi. Și deseori când stai de vorbă cu oameni și le spui, mai ales în partea de vest a Europei și nu numai, că tu ești un creștin care crezi în Domnul Dumnezeu și proclami pe Domnul Dumnezeu ca Tată, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, crezi într-unul Duhul Sfânt, dintr-o dată ei îți pun un stigmat. Fie nu e suficient de intelectual, nu ai o cultură generală foarte vastă, fie ești un om extrem de naiv, care crezi orice ți se spune, și sunt o grămadă de acuzații stigmate care se aduc la adresa omului credincios, care își asumă identitatea, potrivit cu ce s-a vorbit vineri. Însă vreau să vă spun, dragii mei, că avea dreptate reformatorul Martin Luther, care spunea că un om care crede în Dumnezeu e suficient o singură dovadă ca să creadă. Dar unul care nu vrea să creadă cu 1000 de dovezi, tot nu va crede. Și vreau să vă spun în această zi ceva din ceea ce, de fapt, spunea unul din intelectualii români conservatori, care proclama prin câteva gânduri următoarele adevăruri. Relicvele lui Buddha pot fi găsite în templul Dayun din Pingliang, China. Osemintele lui Mahomet se află la Medina. Rămășițele lui Marx sunt îngropate în cimitirul din Londra. Scheletul lui Nietzsche zace în mormântul din Lutzen. Cenușa din urna mortoară a profesorului Eliade se găsește la Chicago. Dar mormântul Domnului nostru Iisus Hristos este gol. Glorificat să fie numele Lui în veci. Așa că prima dovadă a învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos este mormântul gol. A doua dovadă, sunt manuscrisele biblice și istorice care sunt în consonanță cu privire la realitatea învierii Domnului nostru Iisus Hristos din morți. Știți că pe seama aceasta au fost făcute foarte multe teorii. Teoria leșinului, că de fapt Hristos n-ar fi murit pe cruce și că a fost vorba despre un leșin, așa se explică și învierea. Alții au spus, evident în contextul de acum aproape 2000 de ani, Iisus Hristos, ziceau ei, trupul lui a fost furat și bineînțeles că au plătit cu un preț semnificativ ca să poată vehicula această minciună. Și spuneam că nu doar manuscrisele biblice atestă învierea Domnului Iisus Hristos, nu doar manuscrisele istorice atestă învierea Domnului Iisus Hristos, și vreau să vă citesc aici ceva foarte, foarte pe scurt, fiindcă este o scrisoare destul de lungă, o puteți dumneavoastră citi. Scrisoarea aceasta este scrisă de Pilat, guvernatorul Iudeii, către împăratul roman Tiberiu, imediat după momentul răstignirii Mântuitorului Iisus Hristos. Acest raport pe care Pilat îl dă împăratului roman Tiberiu a fost găsit în una din bibliotecile de la Vatican de către un student german. Și am să vă citesc câteva cuvinte dintre ele. Printre mai multe vești, spunea Pilat într-una din scrisorile care s-au găsit, ce mi-au venit, una m-a interesat în mod deosebit. Un tânăr, se zicea,
a apărut în Galileea predicând pe un ton blând și nobil o altă lege în numele lui Dumnezeu ce l-a trimis. La început mă temeam că acesta să nu fie vreun agitator care să atâțe poporul contra romanilor, dar nu după mult timp temerile mi-au fost pulberate. Iisus din Nazaret a vorbit mai mult ca un prieten al romanilor decât chiar al evreilor. Trecând, zice Pilat, într-o zi pe lângă locul ce se chema Siloam, am văzut o mare adunare de popor. Iar în mijlocul ei, pe un tânăr care stătea rezemat de un copac și în seninătate predica mulțimii. Mi s-a spus că este Iisus. Era tocmai ce mă așteptam să văd. Atât de mare era deosebirea între el și ascultătorii lui. Părul și barba sa aurie îi dădeau o înfățișare cerească. El părea a fi cam de vreo 30 de ani. N-am văzut în viața mea o privire atât de senină și de dulce, un contrast izbitor între el și ascultătorii lui, cu bărbile lor negre și fețele întunecate. Nevoind să-l întrerup prin prezența mea, mi-am continuat drumul înainte, dar am făcut semn secretarului meu să se asocieze mulțimii și să asculte ce vorbește. Numele secretarului meu este Naulius. El este strănepotul șefului de spionaj și de conspirație care s-a ascuns în Etruraia așteptând pe Cătălina. Naulius este un vechi băștinaș din Iudeea, astfel că el cunoaște bine limba ebraică. Îmi este foarte devotat și vrednic de toată încrederea. Și sigur că scrisoarea continuă. Și v-am citit aceste rânduri dintr-o rațiune foarte clară. Ca să vedeți, dragii mei, că cei care au făcut cercetări istorice, independente de Sfânta Scriptură, au putut afirma, dacă au fost consecvenți și corecți cu analiză științifică istorică, faptul că și istoria afirmă învierea Domnului Iisus Hristos. Așadar, nu doar mormântul gol este o declarație a învierii Domnului Iisus Hristos, nu doar manuscrisele biblice și extra-biblice afirmă învierea Domnului Iisus Hristos, martorii oculari afirmă învierea Domnului Iisus Hristos. Aveți idee cine a fost primul martor căruia Dumnezeu i s-a revelat și care a și transmis adevărul învierii? Care a fost primul martor? Haideți să ne uităm în Evanghelia după Marcu, fiindcă evanghelistul Marcu este mult mai atent la detalii, la fel cum am spus și în Săptămâna Mare, cu privire la mai toate evenimentele. Evanghelistul Marcu e atent să așeze într-o ordine cronologică evenimentele istorice. Și auziți ce zice în versetul 9. Iisus, după ce a înviat, în dimineața zilei din tâia săptămânii, adică duminica, s-a arătat mai întâi cui? Mariei Magdalena, și folosește aici o informație suplimentară, din care scosese 7 draci. Știți ce este uimitor? Calitatea martorilor, sau mai degrabă a primilor martori, este o altă dovadă a faptului că Biblia nu este o carte facsimilă, ci este o carte demnă de crezare și 100% adevărat. Într-o cultură greco-romană în care nu se punea atât de mult preț pe mărturia femeii, credeți că un anume evanghelist ca Petru, ca, eu știu, Marcu, ca Ioan, n-ar fi putut ei să consemneze, să spună primul căruia i s-a arătat Domnul Iisus Hristos a fost Pilat din Pont. Primul căruia i s-a arătat Dumnezeu a fost un rege, a fost un politician. Pentru că în paradigma de gândire omenească, această calitate conferă mai multă autoritate, corect? Dom'le, alta e să spună regele, împăratul, un dregător, l-am văzut pe Iisus Hristos, alta e să spună o femeie păcătoasă. Și mie, care încerc să analizez cu o minte logică narațiunile biblice, asta îmi transmite o altă dovadă incontestabilă a faptului că Biblia este foarte fidelă și corectă în a dezvălui exact așa cum au fost evenimentele istorice. Gândiți-vă că în cultura greco-romană a vremei de atunci, femeia nu avea niciun fel de autoritate. Depoziția cu martor aproape era considerată nulă. Putea măcar să se arate lui Petru.
Putea să arate doctorului Luca, că doar avea o profesie respectabilă. Și prima dată, Domnul Dumnezeu îi se revelează cui? Mariei Magdalena. Este o altă dovadă a faptului că Biblia este adevărat. A patra dovadă a învierii Domnului Iisus Hristos este dată de transformarea sau metamorfoza spirituală de care au avut parte toți ucenicii Domnului Iisus Hristos de la momentul aflării învierii Domnului Iisus Hristos și până când au plecat din lumea asta. În viața lor s-a produs o adevărată schimbare. Amintiți-vă de Petru, care măcar că a umblat 3 ani și jumătate cu Hristos, după ce a aflat că Iisus Hristos a înviat și a avut experiențele lui cu Dumnezeu, a înfruntat dregătoriile și conducerea politică a vremii de atunci și a spus: voi l-ați răstignit pe Iisus Hristos. Și observăm o altă abordare, o altfel de atitudine. Pentru că da, realitatea este că observăm o adevărată transformare care s-a petrecut în viața lor. Și ultima dovadă pe care vreau să aduc în atenția dumneavoastră este martirajul sau actele de martiriu la care s-au expus. Aș putea să vă citesc lista cu fiecare dintre ucenici care în procent covârșitor au murit ca martiri pentru Domnul. Eu vă întreb, ar fi murit cineva pentru o minciună? Sfântul Apostol Petru ar fi ales să moară răstignit cu capul în jos? N-ar fi ales, dacă era o minciună. Pavel a ales să moară decapitat. Ar fi fost el disponibil să plătească acest preț al sacrificiului pentru o minciună? Nici pe departe. Și aș putea să vă dau exemple cu fiecare dintre ucenicii Domnului Iisus Hristos care au avut moarte de martiriu. Și acest act de martiraj îmi transmite mie adevărul faptului că ei s-au întâlnit cu Dumnezeul cel adevărat. S-au lăsat transformați de întâlnirea cu Iisus și au zis: suntem gata pentru acest adevăr. Nu doar să slujim, și să plătim prețul morții. O, glorificat să fie Domnul! Acum, după aproape 2000 de ani, eu sunt și dumneata o dovadă vie a faptului că Iisus Hristos a înviat. Cine ne-a transformat pe noi? Cine ne-a izbăvit pe noi de condiția de oameni păcătoși? Câți dintre dumneavoastră nu erați chinuiți și apăsați de tot felul de legături și păcate? Și cel care a produs această schimbare n-a fost nici voința dumneavoastră, nici psihologia, nici autosugestia, și a fost puterea Dumnezeului cea nevăzută, dar reală, care a lucrat, a operat pe inimă, a operat mintea, a transformat-o, metaforic vorbind, și a făcut din noi oameni ai lui Dumnezeu. Dacă uram, nu mai urâm. Dacă blestemam, nu mai blestemam. Dacă unii dintre dumneavoastră fumați, drăcuiați, beați, trăiați în fapte de curvie și de imoralitate, cel ce a produs miracolul transformării a fost, este și rămâne Iisus Hristos Domnul. O, glorificat să fie El în veci. Și atunci, următoarea dovadă probabil că e a șasea dovadă, în ordinea în care eu l-am așezat, incontestabilă a faptului că Iisus a înviat, este argumentul empiric. Experiența mea și experiența dumneata. Transformarea mea și transformarea pe care Duhul Sfânt a realizat-o în viața dumneata, glorificat să fie numele Lui în veci. Acum, dragii mei, vreau să învățăm în această zi de sărbătoare câte ceva de la această femeie. Nu știu câtor dintre dumneavoastră v-ar plăcea să învățați de la o femeie care a fost păcătoasă. Aproape că atunci când noi vedem un om păcătos, să-i cunoaștem trecutul, suntem gata să-l repudiem, să-i spunem: lasă că-l știu eu pe ăla. Lasă că știu eu pe aia. Și privirile reci, spiritul de judecată, spiritul justițiar se activează în mod instant și suntem gata să-i repudiem pe oamenii ăștia pentru întotdeauna. Dar eu am observat în general, cu mici excepții, că afirmația Domnului Iisus Hristos și astăzi își are aplicabilitatea în ceea ce privește nivelul de iertare și de iubire pe care omul îl manifestă, conștientizând iertarea de care a beneficiat. Versetul 47 din Evanghelia după Luca, de la capitolul 7.
De aceea îți spun, păcatele ei care sunt multe sunt iertate, căci a iubit mult. Și cui se iartă mult, în general am observat că iubește mai mult. Am fost în biserici foarte legaliste, în care probabil că oamenii s-au născut într-o cultură evanghelică, în spiritul credinței creștine. Vreți să vă spun cum era închinarea acolo? Nu în toate, dar în unele dintre biserici. Când ei cântau, se uitau cu ochii pe ferestre. Când alții se rugau, ei nu deschideau două vorbe la rugăciune. Când era vorba să se implice într-un proiect de evangelizare, ei mereu erau ocupați. Cu orice altceva, mai puțin cu slujirea. Când era vorba despre un act de binefacere pentru un om necăjit sau omorât, ei mereu spuneau că și-au uitat portofelul acasă. Oameni care nu înțeleg valoarea răscumpărării. Și uitați-vă cum alege Domnul Iisus Hristos să răsplătească această femeie. Pentru că a păcătuit mult, i s-a iertat mult, urmează, ea va iubi mult. Acum, realitatea este că în situația excepțională sunt și oameni cărora Dumnezeu le-a iertat mult și continuă să trăiască mai rău decât oamenii cărora Dumnezeu nu le-a iertat atât de mult. Că s-au luptat să trăiască într-o neprigănire de mici copii până azi. Și am văzut și categoria asta de oameni, cărora Dumnezeu le-a iertat foarte mult, mult mai mult decât altora, și nu au atâta prindere și pasiune pentru Dumnezeu. Dar regula generală este aceasta. Cui s-a iertat mult, iubește mai mult. Și în această zi, predica mea se va intitula de sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos, vom învăța o lecție despre iubire. Lecție despre iubire se intitulează predica mea. Și nu este vorba despre orice tip de iubire. Este iubirea pe care Dumnezeu așteaptă de la noi, cei care am fost iertați și răscumpărați de Domnul Iisus Hristos. Și vreau să observăm în textul din dimineața aceasta, din Evanghelia după Ioan de la capitolul 20, 5 adevăruri despre iubirea care conștientizează. Vreau să observați că de la versetul 3 și până la versetul 8, de cel puțin 3 ori se repetă un verb care în limba română este același sau sinonim. A vedea. Numai că în limba greacă, modul în care este tehno-redactată Biblia, Noul Testament aici, este mult mai sugestiv. De ce? N-am să fac apel la termen de greacă, nu vreau să îngreunez predica mea, doar vreau să observați împreună faptul că prima privire la care face referire aici în Ioan 20 este o privire care vede. O privire care vede. Același verb, diferit folosit în limba greacă, este de data asta asociat lui Simon Petru, care a intrat în mormânt, spre deosebire de Ioan, și a văzut fâșiile de pânză jos. Aici, sensul verbului grecesc a vedea, a văzut fâșiile de pânză jos, este o privire care cercetează. Iar în versetul 8, Ioan, care ajunsese cel din tâi la mormânt, probabil fiind mai tânăr, avea o condiție fizică mai bună, a intrat și el și a văzut și a crezut. Aici este folosit un alt termen al verbului a vedea în limba greacă, care de fapt face referire la o privire care constată și crede. Nu doar că a observat, nu doar că s-a cercetat, s-a constatat. S-a ajuns la o concluzie obiectivă în urma unei cercetări. De aceea, predica mea în această zi vorbește despre lecții de la o iubire care conștientizează. Pentru că sunt oameni care chiar nu conștientizează cât bine le-a făcut lor Dumnezeu. Și lor trebuie să le spui faptul că în fiecare secundă mor nu știu câți oameni. Lor trebuie să le spui faptul că la ceasul acesta de Sfintele Paști
Unii aleargă după servicii funerare. Și dumneata ești aici. Oamenilor care nu conștientizează, trebuie să le spui despre oameni care acum au urcat într-o mașină de ambulanță și pentru ei nu există Sfintele Paști. Pentru ei există o disperare dacă pruncul lor mai trăiește sau nu. Dacă nevasta mai trăiește sau nu. Dacă bărbatul mai rămâne în viață sau nu. Câți oameni în ziua de Paști n-au urcat în mașină, au făcut accident și nu s-au mai întors. Pentru ei Sfintele Paști au fost în servicii de mormântare. Și lor trebuie să le aduci o grămadă de argumente ca să conștientizeze. Dar uitați-vă la această femeie, Maria Magdalena, care a avut un trecut reprobabil. Nimeni nu-l încearcă să-l acopere. Dar ascultați-mă, o femeie din care Domnul Dumnezeu a scos 7 duhuri și a eliberat-o, e femeia de la care astăzi învățăm câteva lecții despre iubire. Prima lecție. Iubirea care conștientizează este iubirea care face din Hristos prioritatea vieții ei. Iubirea care conștientizează este iubirea care face din Hristos prioritatea vieții ei. Uitați-vă că în ziua din tâia săptămânii, adică duminica, dis de dimineață înseamnă probabil pe la 5 dimineață. Femeia asta n-are somn. În timpul în care preoții, farisei și ceilalți oameni dormeau și sfărăiau în pat, se odihneau, amuse, întorceau pe partea cealaltă. O femeie nu poate dormi toată noaptea. Știți de ce? Pentru că ea nu putea accepta în mintea ei, că dragostea ei, că iubirea care s-a oprit în dreptul ei și i-a dat preț, atenție și valoare, când nimeni nu o făcea, acum este în mormânt. Ce o frământă pe ea atât de tare? De ce ea vrea să stea în închinare? De ce ea vrea să-L găsească din nou pe Hristos? De ce iubirea asta e nelipsită de la biserică? De ce iubirea asta caută mereu rugăciunea? De ce iubirea asta este gata de fiecare dată să se sacrifice, să se pună la dispoziția lui Dumnezeu în slujire? Pentru că este iubirea care face din Hristos prioritatea vieții ei. O glorificat să fie numele Domnului. Într-o cultură justițiară, religioasă, evreiască, în care cei mai mulți oameni, când cunoșteau trecutul cuiva, erau gata ca niște scafandri nemiloși să intre și să sfâșie în două inima acelor oameni care au plătit un preț greu al trecutului și care prin harul lui Dumnezeu au reușit să iasă din groapa în care păcatul, diavolul, anturajul i-a adus. Iisus Hristos vine cu altfel de abordare. Și dragostea lui Hristos e dragostea care îngenunchează. E dragostea care transformă inimi și care mi-a copleșit și ființa mea. Și uitați-vă, dragii mei, că dintre miile de oameni cu care femeia asta a avut contact, veneau farisei și cărturarii cu haine lungi și cu versete pe de rost. Și când o vedeau pe ea, îi spunea, tu ești o păcătoasă. Și aproape chiar de fiecare dată când trecea vreo față bisericească, vreun cler, trebuia să stea cu capul jos și să-l ocolească, ca nu cumva să mai vadă încă o dată privirea acidă, ca nu cumva să mai vadă încă o dată privirea aceea care e gata aproape să te înfaște cu totul. Și Iisus vine cu altfel de abordare. Iisus vine, se oprește în dreptul ei, îi dă atenție, stă de vorbă cu ea, o eliberează de duhurile pe care le avea și e gata să asculte povestea ei. Fiindcă eu am observat că marea problemă pentru care noi generalizăm și etichetăm e că nu suntem dispuși să cunoaștem povestea din spatele multor drame. Și haideți să vă spun ceva. Zilele trecute, cineva mi-a trimis un video în care într-un metrou era o doamnă, lângă doamna aceea așezată în metrou era un domn tânăr, la până în 30 de ani, și lângă domnul acela era o femeie însărcinată, probabil, spre ultima lună. Și un domn cu părul nins, grăbit în a face acte de justiție sociale, îl trage de mânecă pe băiatul acela și spune, ție rușine, zici, ridică-te pentru că lângă tine stă în picioare o femeie însărcinată și lasă-i loc! Și tânărul, fără nicio urmă de reacție repulsivă, se ridică cu oarecare dificultate, își ia acel baston, se sprijină în el
Și când se ridică, observa că el nu avea un picior. În momentul acela, toată mulțimea aceea din metrou a plecat capul și n-a mai rostit niciun cuvânt. Și știți ce îmi spune mie asta? Că o grămadă de oameni care sunt gata să judece, să arate cu degetul, nu sunt dispus să cunoască povestea din spatele multor răni care sunt în multe suflete. Și Iisus a venit cu altfel de pedagogie, cu altfel de abordare. El a fost gata să înțeleagă cauza, problemele, să înțeleagă de ce s-a ajuns acolo. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea o inimă ca a Lui. Să putem vedea dincolo de drame, dincolo de rând, dincolo de faliment, dincolo de eșec, să putem înțelege de ce oamenii aceia au ajuns acolo. Pentru că prejudecățile, pentru că spiritul ăsta de eticheta a îmbolnăvit chiar și bisericile noastre. Și vreau să spun în această zi că oamenii care au făcut mii de păcate sau unul care a făcut un singur păcat era bun de descalificat pentru rai. Dar Hristos a iertat și pe unul și pe altul. Și noi trebuie să fim oameni care să avem minimă să dăm iertare și să fim aproape de oamenii de lângă noi. Și când Iisus Hristos a tratat-o pe femeia aceasta în maniera asta, femeia asta știți ce a zis? Eu de omul ăsta nu mă mai despar niciodată. Toată inima Evangheliei este o chemare la restaurare și reabilitare. Toată inima Evangheliei este o chemare la ridicare. Numai că inima noastră atât de rea și deconectată de Duhul lui Dumnezeu este câteodată gata să calce în picioare sentimente, inimi, să sfâșie în două familii. Iisus Hristos a venit, repet, cu altă abordare. Cu abordarea unui om care a venit și a spus așa: voi nu știți care este cauza problemei. Și de ajuns cât a suferit, că eu n-am cunoscut niciun păcătos din lumea asta care a ajuns în culmea marilor drame să fie cu adevărat fericit. Am stat de vorbă cu oameni care au ajuns până în cele mai adânci gropi ale imoralității. Și i-am întrebat: ești fericit? Niciunul dintre ei n-a fost fericit. Motivul pentru care mulți au recurs la droguri și la alcool a fost ca să-și nece amarul și să uite de vocea conștiinței care condamna. Și Iisus a zis: o, Marie Magdalena, tu ai suferit prea mult, prea multe condamnări de conștiință, prea multe nopți nedormite, prea mulți ai mușcat perna de durere cu lacrimi, prea multe lacrimi vărsate în tuiul nopțile, că nimeni nu le vedea. Dar eu, Domnul, le vedeam. Cerul se deschisese și în mijlocul întunericului să nu te vadă nimeni, poate nici pruncii tăi. Eram eu, Domnul, care priveam scena. O, glorificat să fie Domnul. Și a zis: de acest Iisus eu nu mă mai despart. Și o văd mereu lipită de Hristos. Ucenicii au fugit de Hristos, toți ucenicii l-au părăsit. Inclusiv Ioan Marcu și-a lăsat tânărul Ioan a lăsat haina și a fugit. Și uitați-vă, dragii mei, că au fost oameni care la crucea Domnului Iisus Hristos au făcut cale întoarsă. Dar există un detaliu în Biblie care spune așa: dar Maria Magdalena era la mormântul Domnului și la cruce și se uita. Știți de ce? Pentru că ea nu putea accepta în mintea ei, ea nu putea accepta în mintea ei faptul că Domnul ei și Mântuitorul ei ar putea să moară. Iubirea care conștientizează este iubirea care face din Hristos o prioritate. Și acum îmi revine rolul să vă pun o întrebare. Va ierta Domnul Iisus Hristos păcatele? Multe sau puține? Putem spune multe? Putem spune foarte multe? Și dacă Hristos ne ierta foarte multe păcate, cum ar trebui să fie închinarea noastră? O explozie! Cum ar trebui să fie slujirea noastră? Plină de pasiune! Că de multe ori la cercurile noastre de rugăciune totul e stins. În iad va fi pasiune, dar va fi prea târziu. A strigat bogatul din iad: Părinte Avrame, trimite pe Lazar! Câtă pasiune! Dar prea târziu. Că cine n-a avut pasiune pentru cer pe pământ, va avea pasiune în iad, dar va fi prea târziu. Dar cine a avut pasiune pe pământ pentru cer, în cer va putea celebra și va bucura de o dignă veșnică, glorificat să fie numele Domnului în veci. Ce înseamnă practic
că iubirea care conștientizează face din Hristos prioritatea vieții ei. Înseamnă că toate celelalte lucruri care se circumscriu vieții materiale trec în plan secund. Banii sunt o problemă. Nimeni nu poate trăi fără bani, dar nu constituie prioritate. Somnul face parte intrinsecă din nevoile fundamentale ale omului, dar nu el mai constituie o prioritate, de fapt pentru care la 4-5 dimineața eu mă duc să-l caut. Dar unde îl cauți tu, femeie? Nu contează! Primi în cimitir, mă duc în mormânt, eu vreau să știu ce s-a întâmplat cu el. Familia este tot ceea ce contează în viață, dar mai presus de ea e Domnul. Și familia care va înțelege că mai presus de toate este Domnul, este familia care va avea parte de cea mai mare iubire. Când omul se întoarce la Dumnezeu și iubește pe Dumnezeu mai mult decât orice în lumea asta, va reuși de-abia atunci să iubească cu adevărat și familia. Până atunci, poveștile astea, eu nu-i iubesc pe Dumnezeu, îmi fac timp de familie, frate, ascultă-mă. Eu n-am timp nici de rugăciune, nici de biserică, nici de slujbe. Eu am timp de familie. Nu va iubi omul ăsta niciodată cu adevărat familia. Nu pot pune niciodată iubirea unui om care mai întâi iubește pe Dumnezeu și apoi familia, decât un om care spune că iubește mai mult familia decât orice altceva în lumea asta. Ascultați-mă. Am văzut atâția oameni. Dar oamenii care au reușit să iubească pe Dumnezeu mai mult decât orice, au reușit cu adevărat să iubească și familia. Restul au fost doar motive. N-au reușit niciodată să iubească familia, soția și copiii cu adevărat. Pentru că numai din Dumnezeu decurge adevărata iubire. Pentru că El este Dumnezeul dragostei. Și când eu am o relație cu El și mă rog în fiecare zi Lui, știi ce se întâmplă când dimineața te rogi? Ați sesizat? Când te trezești în zorii dimineții și te rogi și te conectezi cu Dumnezeu, nu doar că îi spui două vorbe, reușești să te conectezi cât uși de puțin, să pătrundă raza luminii Lui Hristos în inima ta, reușești să fii adăpat cu iubire. E un izvor de iubire care curge peste tine. Îți iubești altfel nevastă. Altfel te comporți cu copiii. Altfel conduci în trafic. Altfel te comporți cu oamenii de lângă tine. Zilele trecute eram la niște cumpărături și un om gata să mă împingă și nu știu ce, grăbit. Și zice, domnule, dar dați-mi și mie voie, așa, într-un mod obraznic. Rar mi se întâmplă să văd treaba asta. Și foarte elegant, am spus, domnule, cu toată dragostea, ce bine că mă rugasem înainte. De aceea vreau să vă spun, dragii mei, iubirea care conștientizează este iubirea care face din Hristos o prioritate. Mulți ar vrea ca El, Hristos, să fie Domnul lor. Dar puțin ar vrea ca El, Hristos, să fie singurul lor Domn. De aceea, de sărbătoarea învierii sale, iubirea care conștientizează este iubirea care îl face pe Hristos singurul lor Domn. Da? Faci din Hristos prioritatea vieții dumneata. În al doilea rând, iubirea care conștientizează este iubirea care oferă și se oferă. Că sunt mulți oameni care oferă, dar nu reușesc să se ofere. Nu zice, ia mă și tu amărutele 2 lei. Ei au oferit, dar nu s-au oferit. Și e mare diferență. Însă, a doua lecție despre iubire pe care o învățăm de la Maria Magdalena este că în Evanghelia după Marcu, la capitolul 16:1, se conturează un detaliu foarte pilduitor. După ce a trecut ziua sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și Salome, au cumpărat miresme. Știi ce înseamnă asta? Este iubirea care oferă și se oferă. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați căutat să mai faceți un bine, un cadou, un serviciu unui om care a murit. Cum zicem noi? Mă, a murit, nici nu mai știe. Ce sens? Dar uitați-vă că femeia asta, nu doar în timpul vieții, știți că deseori sunt niște detalii printre narațiunile Noul Testamentare în care se spune erau niște femei, printre care și Maria Magdalena, care slujeau pe Domnul Iisus Hristos. Doamne, de ce ai nevoie? De hrană? Îți dăm hrană. De ce ai nevoie de un prosop? Îți dăm un prosop. De ce ai nevoie de un loc unde să-ți adăpostești? Ai nevoie de un pahar de apă? Îți dăm un pahar de apă. Și mereu erau acolo să ajute lucrarea lui Hristos. Pentru că eu am observat că în lucrarea lui Dumnezeu sunt trei categorii de oameni. Și uitați, în biserici. În bisericile noastre. Sau ca să fiu mai concret, în adunările noastre.
Sunt cel puțin trei categorii de oameni în raport de slujire. Oameni care sunt spectatori și care sunt un fel de juriu. Ei observă și sunt întotdeauna atenți să identifice doar greșelile. Vânători de greșeli. Și întotdeauna ei vor observa greșelile. Cântarea aia nu trebuia cântată chiar așa, predica aia nu trebuia spusă chiar așa, rugăciunea aia nu trebuia chiar așa. Și întotdeauna ei vor observa dintr-un program sau dintr-o slujbă de biserică doar greșelile. Îți vânătorii de greșeli. Oamenii ăștia nu vor face nimic altceva decât să vâneze greșeli. A doua categorie de oameni sunt oameni care nu doar că penalizează și observă greșeli, sunt oameni care pun bețe în roată la carul lui Hristos. Ei, în loc să ajute, încurcă și frânează lucrarea lui Dumnezeu și pun bețe în roată. Și mai există și a treia categorie de oameni. Oameni care împing la carul lui Hristos. Și ăștia se chinie. Și vorba unui bătrân păstor. Îi spunea unor tineri. Să nu uiți că mereu vor fi aceste trei categorii de oameni într-o biserică. Și zice să fii atent să nu te regăsești în primele două. Tu să fii ăla care să împingi la carul lui Hristos. Și ajungi cu ce poți tu. Și când tu te vei dedica cu tot ce poți, Dumnezeu te va înălța și îți va da mai mult har, mai multă putere, mai multă binecuvântare. Numai pune-te la dispoziția Lui și ai să experimentezi binecuvântările Lui Dumnezeu pe toate planurile în viața ta. O slăvit să fie Domnul în veci. De mic copil am observat treaba asta. Și nu cred că eu. A fost Duhul Sfânt care m-a iluminat. Și am observat că de mic copil, de la 10-12 ani, mă uitam și am observat în biserică că sunt oameni care observă mereu greșelile. Stați, e prea tare, e prea încet, e nu știu cum, aerul condiționat e prea încet, alteori e prea tare. Bă, de toate nimicurile. Dar niciodată nu îi auzeam să zică a fost ară la adunare în această zi. Bă, zice, cum a cântat Ovidiu. Ovidiu, felicitări pentru munca pe care ați făcut-o. M-am bucurat de fiecare cântare în această zi. Dumneavoastră, da? O, glorificat să fie Domnul. Ei, și vreau să vă spun, dragii mei, că oamenii ăștia niciodată n-ai să vezi că vin să aprecieze. Vă zice, predica asta a fost o predică prin care mi-a vorbit Domnul. Observ munca ta, sârgul tău, nopțile tale nedormite, investiția ta în cele spirituale. Nu observ niciodată treaba asta. Ei mereu observă minusurile. Alții se frământă cum să încurce mai tare lucrarea lui Dumnezeu. Cât mai mult de serviciu să aduc. Și am fost de mic atent. Fiindcă am învățat de atunci un principiu. Dar numai Dumnezeu m-a ajutat să fac treaba asta. Prostia caută locurile din față ca să fie văzută. Înțelepciunea caută să observe, nu să fie văzută. Și stăteam atent, circumspect, să observ ce se întâmplă în bisericile noastre. Și atunci am zis, eu știu unde vreau să fiu. Dacă eu m-am pocăit, nu vreau să fac serviciul satanei. Serviciu denigrărilor și a bârfelor și a sfaturilor de clacă. Eu vreau să fac serviciul lui Dumnezeu. Și atunci eu pot să fac serviciul satanei bârfind, denigrând, arătând numai partea negativă și chiar pot face serviciul celui rău atunci când eu bag bețe în roate la carul lui Hristos. Sau pot să fac lucrarea lui Dumnezeu. Și atunci am zis, eu voi alege să împing la carul lui Hristos. Și amintiți-vă, nu eram predicator. Săptămână de săptămână în adolescență, îmi dădea mama câte un leu, și strângeam câte 2-3 lei, mai adunam 2-3 prieteni cu mine și mergeam cu 7-8-10 lei. Atunci aveau mai multă valoare banii. Și cumpăram niște banane, mai luam niște iaurt și mă duceam la văduvele bisericii și la familiile bolnave. Și mă duceam, cântam două cântări, le spuneam ce mai faceți, ne țineau ei 2 ore de obicei spunându-le durerea, făceam apoi o rugăciune și plecam. Și veneam la biserică. Marțea, joia, duminica dimineața, duminica seara. Așa s-a întâmplat și au trecut ani. Și vreau să spun că obiceiurile astea bune nu se desprind ușor din viața ta. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim din a treia categorie, până la capăt, și eu și dumneata. Oameni care să ajute carul lui Hristos să meargă înainte. Că de bârfitori și de oameni care să facă rău lucrării, îi plină lumea. Dumnezeu caută în această zi de sărbătoare a Învierii sale oameni care să se ofere cu totul lucrării. Și să spună ca și Maria Magdalena, e nevoie de miresme, aduc miresme, e nevoie de timpul meu, mi ofer timpul meu, e nevoie de disponibilitatea mea, mă fac disponibilă sau disponibil. E nevoie de inteligența mea, mi-o pun în lucru Hristos. Dacă să stau pe telefon și toată ziua să butonez,
mai bine aș face pe telefon, nu știu, aș lua niște predici, l-aș promova, aș lua niște cântări și l-aș transmite oamenilor nepocăiți să audă despre Dumnezeu. Bine ar fi să facem parte din categoria oamenilor care conștientizează harul lui Dumnezeu în viața lor. Pentru că iubirea care conștientizează se oferă lucrării lui Dumnezeu. 3. Iubirea care conștientizează este iubirea care trece dincolo de bariere. Adică e perseverentă. Și vreau să identificăm câteva bariere pe care a trebuit să le înfrunte femeia asta, Maria Magdalena. Prima barieră, întunericul. Știți că unei femei e frică de întuneric. Trimită la 4 dimineața, 5. Frică de întuneric. S-a inventat și o frică pe seama acestei patologii. Și uitați-vă, dragii mei, că sunt oameni care, din cauza fricii de întuneric, se opresc să mai facă diferite lucrări. O altă barieră, frica de cimitir. Ea trebuia să meargă la cimitir, unde era mormântul Domnului. Și imaginați-vă, femeie noaptea și în cimitir. Parcă toți morții se trezeau. Orice foșne de frunză era un potențial extraterestru care ar fi putut să-ți facă vreo rău. Putea să sperie, dar când iubești, treci dincolo de bariere. O altă barieră, piatra. Putea să zică, ce femeie neînțeleaptă sunt eu. Nici nu doar raționaliștii. Oameni cu minte mare și cu inimă puțină. Zice, la ce să te consumi atât de mult? Lasă-o să vină dimineața. Dorme amu, deci, tu, femeie, normală, la cap, e 5 dimineața, tu nu te pui să dormi, îți distrugi sănătatea. Tu, e 5 dimineața, e întuneric. Tu știi că acolo e o gardă romană, știu. O altă barieră, garda romană. E autoritatea de deasupra capului tău, care câteodată nu face ce trebuie. Piatra. Tu știi că e o piatră de câteva tone acolo? Și atunci la ce să te duci când toate aceste bariere există? Vedeți de treaba ta, fi rațională puțin, pun-te să dormi. Nu-i confortabilă perna? Și de avea tu trecere pe acolo, timp puțin să treci zilele astea, te duci și vezi. Nu, domne. Dar iubirea trece de orice barieră. Trece de barierele intelectuale, raționale, emoționale care s-au pus. Pentru că ea îl vrea cu orice preț pe Domnul ei. O glorie Domnului. Mi se pare fascinantă lecția asta de iubire în ziua de înviere pe care ne-o dă Maria Magdalena. Sfidează întunericul, sfidează cimitirul, trece dincolo de rațiunea care îi spunea n-ai nicio șansă. Piatra sunt barierele fizice pe care uneori le avem, poate o problemă de sănătate și prin ajutorul lui Dumnezeu poți trece dincolo de ea ca să faci lucrarea Domnului. Și știți ce am observat eu în general? Știți cine se pun la dispoziția lui Dumnezeu? Oamenii cu boli. Auzeau odată un coleg de slujire, pastor, că a trebuit să s-a unit, era student, cred că la teologie pe vremea aceea, mai târziu a devenit pastor om al lui Dumnezeu, păstorește o biserică foarte mare, undeva în România, nu dau prea multe detalii, și zice, m-am hotărât și am făcut noi așa un fel de consiliu și am zis, haideți câțiva tineri să mergem undeva într-un oraș mare din România și să împărțim pliante Noi Testamente și să vorbim despre Dumnezeu. Din toți tinerii care erau acolo, m-am trezit, eu știi cu cine? Cu un om paralizat în cărucior. Și paralizat în cărucior, zice, tu ce faci? Eu zice, am venit cu tine în lucrare. Păi din toți tinerii aia, cu mâini și picioare, chipeși, te-ai găsit tu un om cu cărucior, tu aveai toate motivele să stai acasă. Să plângi și să spui, Dumnezeu m-a pedepsit, nu mă pot folosi de picioare, să-i folosească Dumnezeu pe aia cu BMW-ul, să-i folosească Dumnezeu pe aia cu mașini, care au picioare, care au mâini, care sunt sănătoși. Dar omul ăsta, paralizat în cărucior, se ducea și împărțea pliante. Și kilometri întregi făcea învârtind din roțile alea și vorbind despre Dumnezeu. Pe oamenii ăștia Dumnezeu îi va ridica într-o zi la judecat. Și va spune Timotei, tu de ce erai în avion? Și ți-am dat lângă tine un om care era în culmea disperării și avea nevoie de un cuvânt de la Dumnezeu. Și ai preferat să iei poziția taciturului și să taci. Și va ridica, uite, un om paralizat, un om cu cancer, un om cu bol. S-a dus și a vestit despre mine și despre mântuirea mea. Și în ziua aceea, eu nu voi pune capul în pământ și nu voi zice, Doamne, unde mi-a fost mintea? Dumnezeu să ne trezească, stimați creștini.
și să ne dea puterea să ne punem la dispoziția Lui, trecând dincolo de bariere. Dacă dumneata conștientizezi cât a făcut El pentru dumneata, iubirea care conștientizează este iubirea care trece dincolo de bariere. Nu știu care sunt barierele dumneata. Pentru unii garda romană e bariera. Dom'le, garda romană înseamnă autoritate. Ce o să zică mama și tata dacă mă pocăiesc? Ce o să spună directorul? Dacă directorul spune să faci ceva contra voii lui Dumnezeu, ascultă de voia lui Dumnezeu. Garda romană ar fi putut să o omoare pe femeia asta. Ar fi putut să ia măsuri cu ea. Ce ai venit să faci? Vrei pe, nu vezi că piatra, ai pus sigiliu acolo, sigiliu împăratului, n-ai voie să te atingi. Și a trece dincolo de autoritate. Îți zice șeful, duminica nu vii la biserică. Și tu spui, eu vin că-s pocăită. Eu vin că-s pocăit. Eu vin că Hristos ne-a iertat păcatele. Păi zice, duminica se fac cei mai mulți bani. Nu mai contează. Eu vreau să moștenesc cerul, nu pământul. Că în ziua când vom pleca de lumea asta, nu va conta cât pământ am avut. Va conta cât cer am avut. Care sunt barierele dumneata peste care în ultimul timp pare ți se că n-ai mai reușit să trăiești, să intri în închinare, să te dedici cu totul lui Dumnezeu? Probleme de sănătate? Dezamăgirile clerului? Dezamăgirile omului? Cântărețului? Predicatorului? Dezamăgirile pe care ți le-am făcut eu? Rănile pe care ți le-am produs eu? Greșelile pe care ți le-a făcut vreun vecin, vreun om, colegul de muncă, de serviciu? Și spui, da, dar uite ce mi-a făcut. Ascultă-mă, iubirea trece dincolo de orice barieră. Da, m-a rănit atât de tare! Nu știi, pastore, cât de mult m-a vorbit de rău, nu știi câte rani mi-a produs, nu știu câte a făcut despre mine, nu știu cum a vorbit pe la spate, nu știu câte comploturi a fost. O, când iubești conștient, vei trece dincolo de orice barieră. Și vei fi gata să faci orice pentru lucrarea lui Dumnezeu. Ce nu fac treaba asta pentru că eu știu că omul ăla are o problemă. Nu fac treaba asta pentru că știu că mi-a spus mie cineva că omul ăla face invers. Și când tratăm lucrurile așa, mă întreb, mai conștientizăm noi harul răscumpărător? Sau avem noi o iubire care nu conștientizează? Iubirea care conștientizează e iubirea care trece de orice barieră. De orice barieră. Mai ziceți dumneavoastră câteva bariere. Uite, sora Florica Petri, bolnavă, cu boala în trup. A trecut de orice barieră să fie în această dimineață la închinare. Și poate că alții nu-s la închinare. Dar o femeie bolnavă a vrut cu orice preț, e duminică dimineață, vreau să fiu la casa Domnului. Nu știu în ce condiții stă pe scaunul ăla. Poate că de-abia să țină, dar trage de ea. Și unii preferă somnul blestemat în loc să vină la biserică. Îi va pune Dumnezeu pe oamenii ăștia într-o zi la judecat? Cum am să mă argumentez în ziua aceea? Poate vei spune, da, pastor, dar tu nu știi, am dormit la 2. Eu am dormit la 4 azi noapte. Și la 7 și ceva am fost în picioare. Și am dormit la 4 că mă frământa predica din dimineața asta. Și Dumnezeu mereu ne va pune în față oameni care vor ieși din tribună și vor spune, eu am fost mai greu decât tine lovit. Mai greu decât tine probat, mai multe drame, mai multe bariere. Dar pentru că iubirea mea a conștientizat, a trecut de orice barieră. De acest tip de iubire am eu nevoie în dimineața asta. Acest tip de iubire este singura iubire pe care o validează Dumnezeu. 4. Iubirea care conștientizează este iubire care are lacrimi. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. Și uitați-vă la lacrimile acestei femei. Ea ar fi putut să se resemneze cu situația. Să trateze tot într-un mod foarte rațional, să spună, a murit, asta e, mai pot eu întoarce mortul? Dar iubirea care conștientizează este iubirea care are lacrimi. Când nu mai ai lacrimi pentru slujire, aia nu e iubire. Când nu mai ai lacrimi în cântare, aia nu e iubire. Când nu mai ai lacrimi în predicare, aia nu e iubire. Când nu mai ai lacrimi în rugăciune, aia nu e iubire. Când nu mai ai lacrimi pentru lucrarea lui Dumnezeu, aia nu e iubire. Amintiți-vă de fondatorul Armatei Salvării, William Bott. Momentul în care s-a dus și a făcut evangelizare prin India, misiune multă și nu s-a întors nimeni la Dumnezeu.
Au venit oamenii și au zis, bă, uite, am încercat cu asta, cu pliante, cu strategii, cu asta, cu cealaltă, n-a mers nimic. Și a zis William Bot, cu lacrimi ați încercat. Pentru că ce lacrimile sunt rugăciunile, sunt creionul fosforescent de la cererile pe care voi le înălțați lui Dumnezeu. Și ce cu lacrimi n-am încercat, am încercat cu postul și cu rugăciunea. Și am încercat cu disponibilitatea și am încercat cu erudiția și cu elocința oratoriei noastre. Nu zice cu lacrimi să încercați. Și au încercat cu lacrimi. Și după ce au încercat cu lacrimi, zeci și sute de oameni s-au întors la Dumnezeu. Pentru că iubirea care contează, iubirea care are lacrimi. Cine n-are lacrimi pentru lucrare, nu iubește cu adevărat. Dar cine are lacrimi pentru lucrare și plânge uneori noaptea rugăciune și spune, Doamne, ce să fac să meargă biserica mai bine? Ce să fac ca lucrarea ta să meargă înainte? Că m-am pus în bătaia puștii pentru lucrarea ta. Când puteam să fac orice altceva, puteam să-mi văd de lumea mea, de jobul meu, de profesia mea și să nu-mi cad treabă nici cu tine, nici cu oamenii, nici cu răzvrătirile și nemulțumirile lor. Și să-mi văd de treaba mea și eram mai câștigat, eram prieten cu toată lumea. De-aia mi-a zis Duhul Sfânt, atunci nu erai prieten cu mine. Pentru că atunci când eu pun pe umerii tăi o lucrare, iubirea asta se face cu lacrimi și strigă Sfântul Apostol Pavel în cuvântul de rămas bun de la Ierusalim. Am slujit Domnului cu multe lacrimi și în mijlocul multor suferințe. Pentru că iubirea care conștientizează este iubirea care are lacrimi. Și mă rog, dragii mei, ca Dumnezeu să ne ajute să iubim cu pasiune, cu lacrimi. Și ultimul lucru care vreau să închei în această zi, iubirea care conștientizează este iubirea care va fi răsplătită de Dumnezeu. Cum îi răsplătește Domnul Iisus iubirea acestei femei? Păi în primul rând, îi se descoperă. E prima căreia îi se descoperă. Ce mare har să fii prima căreia ți se revelează misterul învierii lui Hristos. Nu lui Petru, nu lui Iacov, nu lui Ioan, nu lui Luca, nu altui ucenic, mai întâi aceste femei. Pentru că cine iubește mult, are parte de descoperiri multe. Unii dintre dumneavoastră, probabil, că ați cunoscut mai bine decât mine valoarea răscumpărării lui Hristos, ați gustat până la fund pelinul amar al păcatului și ați cunoscut și ați înțeles poate mai bine decât mine ce înseamnă să te scoată Dumnezeu din vicii și legături și din gropi mari? În această zi, Dumnezeu vrea să conștientizeze aceasta. Pentru că iubirea care conștientizează va fi o iubire răsplătită. Ți se va descoperi. Și nu de puține ori mi-a fost dat să văd la oameni pocăiți de un an de zile care au avut descoperiri biblice pe care nu le-au avut pastori. Pentru că ăștia stăteau câte 8 ore cu nasul în Biblie. Știi cum e aia? Nu știu. Dar vine ăla după un an de pocăință, zice, cum e versetul ăla? Uite cum l-am înțeles eu. Și rămâi mi și zici, bă, dar de unde atâta lumină? Pentru că iubirea care conștientizează va fi răsplătită. Ai parte de descoperire supranaturală. Doi îngeri, în alb cezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Și uitați-vă la detaliile biblice. Spune că fâșiile de pânză erau jos, iar ștergarul era făcut sul. Ca să nu creadă niciun om cu minte mediocră sau sceptic și să zică, a furat trupul lui Hristos, cum au vehiculat ei? Păi dacă se fură, ați văzut cum fac efracțiune hoții? E tot o debadadă. Patul răsturnat, invers și fonerul invers. Să faci ștergarul ăla sul înseamnă că n-a fost acolo un act de infracțiune. Și acolo a fost suveranitatea unui Dumnezeu care s-a trezit, nu l-a ținut moartea, fâșiile de pânză au căzut, a făcut sul, adică a făcut ordine, pentru că n-avea nicio teamă de cineva ca să-și proclame autoritatea și lucrarea, mărirea lui în veci. Iubirea care conștientizează este iubire care va fi răsplătită prin faptul că vei avea parte de descoperirea îngerilor. 2. Iubirea care va fi răsplătită este iubirea care primește direcție. Versetul 17. Nu mă ține Marie, a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă suit la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Și du-te la frații mei. Știi ce înseamnă asta? Direcție. Maria Magdalena,
Femeia care nu mai avea nicio direcție. Pentru ea viața era o continuă luptă în care trebuia să reușească să-și programeze mintea și inima să facă față tuturor bârfelor și răutăților. Atât. Prin întâlnirea cu Hristos, pentru că iubirea ei a fost o iubire care a conștientizat, a primit nu doar descoperire și direcție. Știi ce ai să faci de acum încolo cât de mai trăi. Ai o menire și ai un scop pentru care merită să trăiești. Să mă slujești pe mine, nu pe oameni. Că i-ai slujit pe oameni mărie și oamenii s-au folosit de tine și apoi te-au aruncat ca pe o cârpă. Pentru că în dreptul multor ai fost doar un instrument de manevră, Marie. Și ei te-au folosit ca pe un obiect de care și-au bătut joc. Și a zis, nu mai vreau iubirea oamenilor. Iubirea oamenilor e după interes. Iubirea oamenilor sunt prieteni precum rândunelele. Vin primăvara și pleacă în iarna vieții. Dar zice, iubirea lui Hristos nu seamănă cu nicio iubire. Și atunci am primit o direcție pentru care merită să slujesc. Până la capăt. Mă duce și eu îi spune, eu l-am văzut pe Hristos și voi fi martoră a ceea ce am văzut și a făcut El în viața mea. Ce ne-a spus nouă Domnul Iisus să fim după ce vom primi o putere? Nu avocați cum încercăm noi să fim, încercând să convingem pe oameni. Martori. Vrei să crezi bine, nu vrei să crezi iarăși. Rău pentru tine, bine pentru mine că mi-am făcut misiunea. Martorul nu caută să convingă. Martorul mărturisește. A fost în instanță. Și zice, acum urmează procedura depoziției cu martor. Stimate martor, nu știu care, dumneata ce spui? Păi zice, eu am văzut asta și asta și asta. Tu trebuie să știi ce ai văzut. Ce ai experimentat? Și asta trebuie să spui. Am fost mort și acum sunt viu. Am fost tort și acum văd. Am fost legat de vinci și acum sunt liber. Cu mine a făcut Domnul lucrarea asta. Și n-ai voie să taci. Și trebuie să o spui. Primești direcții. Și mai primește ceva. Iubirea care va fi răsplătită e răsplătită cu descoperire, cu direcție și cu o dispoziție sufletească binecuvântată. Pentru că lacrimile ei de la gura mormântului se transformă într-un izvor de bucurie. Bucurați-vă, zice Matei 28, căci nu este aici, a înviat. Iubirea care conștientizează este iubire răsplătită cu o dispoziție sufletească extraordinară. Toată amărăciunea produsă de păcat, toată amărăciunea produsă de oamenii răi, care prin vorbele lor te apăsau și simțeai ca o gheară care te strângea pe inimă și îți fura fericirea, pacea și somnul noaptea pe perna ta. Toată amărăciunea aia și gheara aia care sfâșia și sufoca sufletul și nu te puteai bucura niciodată pe deplin, va pleca. Pentru că iubirea care conștientizează va fi răsplătită. Și în loc de tulburare vei primi pace. Și în loc de zdrobire vei primi bucurie. Și în loc de tulburare, frică și atacuri de panică, vei primi pace în inima ta. Și în loc de durere vei avea parte de mângâiere. Fiindcă Duhul Sfânt va fi mângâietorul tău chiar și în nopțile amare. Când te rogi și spui, Doamne, cine-i cu mine? Duhul Sfânt coboară în patul tău, coboară în cămăruța ta, când nu-ți poate copiii lângă tine, când poate soțul sau soția nu-i lângă tine, când e singură sau singur tu cu Dumnezeu, în camera ta coboară lumina lui Hristos. Știu aici că sunt femei și persoane care au plătit un preț greu al suferinței și numai Hristos i-a ajutat în valea durerilor să meargă înainte și să răzbească prin toate luptele și desisurile vieții. Același Hristos se angajează să fie cu noi până în ultima zi și de acolo să fie în permanență cu noi în bucuria Stăpânului în cer. O glorificat să fie Domnul în veci. Așa că știți ce îmi doresc în această zi? Dumnezeu să ne nobileze viața cu o iubire care conștientizează. Cui s-a iertat mult, iubește mult. Să ne dea Dumnezeu puterea de a iubi până la capăt. Și să slujim pe El cu toată inima noastră, cu pasiune și cu foc, cât timp mai avem de trăit pe pământul acesta. Mult timp numai. Și nu trebuie să fii teolog să constați asta. Orice sociolog secular îți va spune că nu mai e mult timp. Și dacă dumneata știi că mai sunt 5 ani, 2, 7, 10, 15, 20, habar n-am câți, dar puțin oricum, mă întreb, ce faci cu anii ăștia care ți-au mai rămas? Cum alegi să investești? Cum alegi să trăiești? Pentru că în această zi, Duhul Sfânt îți spune, tu ai nevoie de iubire. Cea mai mare criza generației noastre nu e criza de profesioniști,
nici de sfătoși, nici de lup moraliști, îi avem pe toți. Nu mai găsesc oameni cu inimă care să iubească. Iubirea care trece dincolo de defecte, care acoperă, care rabdă, care trece dincolo de bariere. Și în această zi, în Biserica Cetatea Sfântă din Târgoviște, Duhul Sfânt mai caută inimi care să iubească. Și dacă inima ta e jefuită de iubire și casa inimii tale este goală, în această zi roagă-L pe Duhul Sfânt să pună roada Duhului în tine și să pună roada Duhului în mine. Și prima componentă a roadei Duhului Sfânt este dragostea. E dragostea care pare că a ajuns pe cale de dispariție. Oamenii au nevoie de iubire. De iubirea mea și de iubirea dumneata. Să ne ajute Dumnezeu să nu obosim în a manifesta acest act de iubire ca o prelungire a iubirii cu care Dumnezeu ne-a răscumpărat și ne-a iertat. O glorificat să fie numele Lui în veci. Nu știu, acum mă gândesc, cred că ar trebui să cânt.